La Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva se derulează două proiecte de modernizare și extindere, fiecare dintre acestea având finanțări diferite. Cel mai vechi dintre proiecte, care are mai mult de 10 ani și se derulează prin Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, a primit ultima tranșă de finanțare, iar lucrările vor fi finalizate în cursul acestui an. Există o finanțare de mulți ani, cred că 11 ani de zile, este o finanțare de la Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Hunedoara. Anul acesta au venit deja și sunt bani în cont, e vorba de 12 milioane de lei, este ultima tranșă. Și în principiu tot ceea ce a însemnat reparație capitală și modernizare pe contractul încheiat cu DSP Hunedoara va primi ultima finanțare anul acesta și se va finaliza. Celălalt proiect de modernizare și extindere este derulat prin Consiliul Județean Hunedoara și în cazul acestuia existând premise ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul lui 2022. Pe de altă parte, Consiliul Județean merge mai departe cu niște investiții acolo foarte bune, exact cum ați precizat, de UPU, care ulterior se va transforma în spitalizare de zi, tot ceea ce s-a construit acolo. Sperăm ca, nu știu, poate anul ăsta sau, să zicem așa, până la finele anului să se tragă linie și să zicem că partea de investiții și de modernizare a luat sfârșit. Ne dorim să se întâmple lucrul ăsta. Unitatea spitalicească din Deva este cea mai mare de gen din județ, aici fiind tratați nu doar hunedoreni, ci și pacienții de prin alte părți ale țării.